Irina, îți place laptele hidratant de la CeraVe? Am schimbat-o, de-aia vedeți body-ul pe acolo. Da. Și s-a pus să se joace cu laptele hidratant de la CeraVe, care îi place tare mult. Așa cum am făcut un review față de el și de acel gel emulsie hidratantă, care o spălăm și ne spălăm și noi pe față. Da? Dimineața o dau cu laptele acesta când se trezește. Da, mama. Și seara la fel când se culcă după băiță. Am cantitatea de 1 litru, așa cum am spus, și mai are puțin, este pe aici, trebuie să cumpăr alta. De la farmacia Tei o cumpăr eu, că este cel mai bine la preț, undeva la 70 ceva de ron, 72, 75 pe acolo, depinde de prețuri. Da, și o dau comandă la farmacia Tei. Da, mama. Spune la fetițe că îți place laptele hidratant de la CeraVe. Fetițelor, avem 2 dințișori jos și ne ies alții sus. Da. Și bătem laptele. Am postat un concurs cu produse, 2 produse Pharmacy, mai multe de la Avon, niște monstre de parfumuri, niște chestii. Așa că dacă vreți, spune-le mama. Intrați să participați! Vă pupăm și vă mulțumim pentru vizionare! Bună, fetelor! Noi am fost până la Carrefour și am intrat un pic în DM. Și acum am ajuns acasă. Vroiam să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat un unt, o cutie de ton, niște biscuiți, alune, 2 pâini, 4 mere, o pumuță stafide, 4 banane, din asta de lipid, lichid de spălat vasele, nu mai pot, sunt obosit, de la Carrefour marcă proprie, un persil, care ăsta l-am luat din DM, hârtie igienică și 2 șervețele, 2 pachete de șervețele umede. Am găsit și 2 body-uri pentru Irina. Sunt la promoție. Mărimea ei este 80. Da, unul așa cu bărcuțe și altul cu o pisicuță. La 15 lei era fiecare. Și 2 sticle din astea de apă baby, care o luăm noi acuatic pentru Irina. Și pe tot am dat 135 de roni. Cel mai scump a fost persilul, dar este din acela mare, 40 de spălări. A fost 35 de roni, redus de la 40 ceva. Și cam asta a fost. Și 30 de lei astea, adică unul 15 și altul 15. Deci 60 numai alea. În rest a fost mai mult așa, mai nimicuri, cum vedeți. Și fețele noastre umede pentru Irina, cele mai, care ne plac cel mai mult, sunt acestea sensitiv de la Carrefour, cele albastre. Mulțumim că ne vizionați. Dacă vă place ceva din clipulețele noastre, vă rugăm, dați un subscribe și ne mai revedem. Haida! Haida! Spune la fetițe că ai luat 2 body-uri de la Carrefour, unul acesta, cu bărcuțe, și unul cu o pisicuță. E pe sârmă încă. Și stă foarte bine Irinei cu el. Cu amândouă. Așa, vă spuneam că i-am luat Irinei 2 body-uri. Le-am găsit la reducere. La 15 lei fiecare, de la 20, parcă 20 era, nu? Ce 20? De lei. Body-urile. Dar erau la reducere, parcă era... 24 ambele, 12 bucate. Da? Da. 12 bucate, așa a fost reducerea? Nu mai știu. Da, tău, pe tu te-ai uitat la ea. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Și știi care era prețul întreg? Mai țin minte?
Cum adică prețul drept? Era două bucăți, 12, 12. 24. Nu știu ce vorbești. Pentru sănătos. Noi le-am luat reduse, nu? Erau reduse, erau la fel. Nu știu exact. Da, fetelor, și ne-au plăcut. Una cu pisicuța, body-ul cu pisicuța. Și stă bine Irina în roșu și în albastru. Hai să, mi-i stă bine. I-am făcut și ei băiță. Azi cred că mergem pe la mama și pe la mamaie. Așteptăm să mai însuce un pic în cap și o să mergem. Am lăsat-o fără pantalonaș, decât cu ciorapi. Mama, trece-mi zâmbet de la frumoasă. Și vă recomandăm să mergeți să cumpărați la Carrefour dacă găsiți o promoție așa. Eu cred că e un preț destul de ok. Irina a găsit. Bravo, tot brecător. Să prinde bec. Acum închide tot consum curent. Bau, mama! Uitați cum sunt roșioarele puse. E prea cald și nu prea plouă. Nu știu dacă e bine. Nu cred. Și dovlecii. Poate găsesc unul să vă arăt. Am găsit aici unul. În dovleac. Mai sunt ei pe aici. Unii sunt în creștere. Sunt în papuci. Da. Și de aici luăm. Noi. Acolo avem și cățelușii. Porumbu, înalt. Aici au niște lădițe. Găleți. Aici, nu știu, avea tata esculele pentru ea. Vă dați seama cu destul timp. Și vaca, vaca aici, sculele în partea asta. Nu ajuns la grădina zoologică cu Irina. Mama? Îți place la zoo? Irina vrea să fure ochelarii lui tati. Iată, nu. Ia-o. Are de spenit America de Nord, America Centrală și America de Sud. Mi-a arătat ca siberian, dar haina. Habitat, pădurea tropicală. Băi, ești nebun. Cream că stă în tundă, tundra siberiană. Clar, animale carnivore vânează capibara, păsări pe care. Nu-i dracu ăștia cu capibara. Gestații, 93, 100 de zile, ce nu mă bag. Maturitate sexuală, nu știu. Animal nocturn și solitar. Nu știu, parcă două spriteri. Ia uite-l pe ăla, dar ce-mi place cum stă ăla. Ca o pisică mare. Da. Speranța de viață, 12-15 ani. Pe... Ăștia cred că sunt la maturitate. Căprioare. Nu iubi? Să-l bată la cap dacă nu altă. Aici e Leu. Și aici e Irina. Bobolina. E puiul agățat de mama. E puiul agățat de mami. Uite
Uite cum se urcă. Fetelor, noi suntem în grădina zoologică aici la Bucov și este frumos, e umbră. Am găsit și noi o băncuță sub pom. Vine și Marian și fetița, că ei s-au mai plimbat pe aici. M-am așezat să vorbesc puțin cu voi. Sunt lângă niște găini cocoși mai speciale, așa mai grași. Și da. Acum a venit și Marian cu fetița. Vreau să vă spun despre o fată pe care eu urmăresc cu drag pe aici pe YouTube. O găsiți Andreea Andrelușa Pop. Tot așa are filmulețe cu vloguri când iese la pescuit sau în anumite locuri. Mama, nu plânge! Da. Irina face plânsul acum pentru că m-a văzut și cred că vrea la mine. Da. Da. Și ce vă spuneam, dacă vreți să urmăriți, o găsiți ca Andreea Andrelușa Pop, tot așa are vlogulețe. Are cumpărături alimentare, face multe cumpărături alimentare. Noi nu prea, adică noi nu prea facem așa multe ca ea. Dar dacă vă plac genul acesta de filmulețe, vă rog să vă să intrați pe la ea, să vedeți dacă vă plac și să vă abonați, dacă vreți. Da, mama. Da, mama, vorbeam de Andreea. Andreea Andrelușa. Pop. Da, 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 da. Nu ne place mult de ea, este o fată foarte de treabă. Și o urmărim cu drag. Da. Spune-le. Machiajul meu este unul simplu, așa cum vedeți, numai că este decât cu un ruj, cu un BB cream, cu pudra matifiantă și cu rujul pe care îl vedeți, este acela de la Hermes. Da? Bun, noi v-am lăsat și vă dorim și vouă o zi frumoasă. Hai, mama, cu mânuța. Fetelor, noi am trecut acum pe la Kaufland. Irina doarme dusă. A dormit la zoo și sincer am mers cu ea așa, chiar dacă nu este corect. Încerca să o pun în scaunel, dar a început să plângă. Dar știți că zoo e foarte aproape de noi. Am ținut-o așa. Și ne-am oprit aici la Kaufland să cumpere Marian ceva ce vrem să facem în seara asta de mâncare. Vrem să facem un piure și ne mai trebuia niște unt cu niște carne. Am zis să facem. Acum să vedem ce găsește și el cu carne de pui. Să vedem dacă găsește ceva pe la Kaufland. Da. A fost frumos la zoo, ne-a plăcut foarte mult. A fost frumos pentru că a fost răcoare. Știți că noi stăm în apartament și este cald, cald, sufocant ziua. Dar la zoo a fost mai răcorică. Ce am făcut? Am dat ăsta mai aproape. Da. Și cam așa stăm noi. S-a mai dus din ruj pentru că am băut apă, sticlă. Da. Și cam asta mai transferă un pic, dar tot rămâne. Oricum sunt machiată de la 7 dimineața.
Acum este 5 după amiaza, eu cred că este destul de ok. Și da, nu știu ce vreau să vă spun. Vreau să vă spun că astăzi este luni. Mariana are liber săptămâna aceasta. Vreau să mergem la Sibiu, dar fetița nu prea îi place să meargă cu mașina, adică nu prea stă în scaunel și nu prea doarme decât în pătuțul ei, foarte greu adorm, decât să mă simtă pe mine, decât în pătuțul ei, decât legănată, așa că am zis să nu riscăm cu ea să mergem la Sibiu și acolo să facă urât sau să plângă sau să nu poată să doarmă bine noaptea, că deja suntem terminați de oboseală, sincer. Dar pe aștept să treacă perioada asta cu vaccinurile. I-am făcut acum cel de la 9 luni, urmează iară la 11 luni, apoi la 12 luni. Nu știu, mi se pare cam unul după altul. Asta de la 9 luni nu a făcut nicio reacție. Îi s-a schimbat scaunul noaptea, a avut 3 seri după vaccin care a făcut treaba mare moale. Dar atât, după aia și-a revenit. N-a fost mare lucru. Dar a fost puțin răzgâiată, plângăcioasă, ieși cu dinții, nu știu, abia aștept să iasă. Are decât 2 jos și poate ieși mai repede ca să scăpăm de această problemă. Na. Cu somnul prost, stăm prost pentru că se trezește prima, doarme pe la 10 și se trezește la 6. Nu știu, credeam că bebelușii dorm mai mult. Acum doarme cam o oră, o oră jumate și se trezește la loc. De obicei când doarme ziua o oră jumate, eu mai am și altă treabă de făcut prin casă. Da? Și... na, nu pot să mă odihnesc. Marian, cum știți, de obicei e la muncă, deci ziua fata stă cu mine. Într-adevăr mă ajută el mult cu mâncarea, dar curățenia fac eu, mai bine mama, mai când trebuie să mergem la piață, seara mai stă cu ea. Viața schimbată. Când ai un bebeluș, viața se schimbă total, 100%. Nu mai ai timp pentru tine, mare lucru. Trebuie să te trezești mai devreme ca să apuci să faci ceva sau să faci când doarme ea ziua câte o oră, o oră jumate. Dar somnul este... stau cel mai prost cu somnul. Știam că o să am problema asta pentru că mie mereu mi-a plăcut să dorm. Da, și acum nu prea să mai poate. Ce să facem? Acum că e Mariana acasă, el oricum se trezește de dimineață pentru că e obișnuit să se trezească să plece la muncă. Așa că a zis că mai, o să mai stea el cu... Mamă, ce măcețic, am încet să trezit. A zis că o să mai stea el dimineața câte o oră, două cu ea când se trezește, ca să mai apucă să dorm puțin și să mai fac și alte treburi. Măcețicoasa mea frumoasă, este un puișor. Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viață, copilul ăsta, știu. Da. Și ce vreau să vă mai spun, cam atât. Dacă sunteți prin preajmă, pe lângă Ploiești, prin Ploiești, dați o fugă pe la Bucov. E bine că e răcoare, este parcul acela care este la umbră, puteți stați pe băncuț, mai treacă ziua călduroasă. Parcarea, da, se plătește, noi am plătit 7 lei, da, 7 lei se plătește parcarea pentru toată ziua, dar apoi toată ziua n-aveți treabă. Bine, și la zoo se plătește la intrare încă 10 lei de persoană, dacă sunteți adulți. Pentru Irina nu am plătit absolut nimic, deci 27 de lei. A fost ok, am stat la umbră, ne-am simțit bine, a văzut și Irina animăluțele, este frumos. Treaba este că am văzut animale care erau puse amestecate cu altele, am văzut animale care trebuiau puse în altă parte sau
avea planșa aceea cu numele animalului și ce animal este într-o parte și ei erau de fapt mutați în altă parte. Da. Pe coldura asta majoritar dormeau toți. Leu, tigru, tot ce era mai așa era la somn și restul mâncau. Da. Cam asta a fost. Dar ne-am simțit bine. Ieri am fost pe la mama și pe la mamaie. Și acolo ne-am simțit destul de bine. Am lăsat fetița cu mama vreo 2 ore și am dormit și noi 2 ore. Eram terminat de soc. Și acum sunt terminată. Dar, na. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre. Ultima dată când m-am uitat, azi aveam 199, eram 199 în această comunitate. Vă mulțumesc mult pentru mesajele voastre. Încerc cu răsputeri să răspund la toate, face atât de mare plăcere să le citesc și să vă răspund, nici nu știți, deci mi-e mai mare dragul. Da, așa că mai scrieți, îmi place mult să comunic cu voi. Da, și să mai vorbim și de ale fetelor, de ale noastre. Da. Nu uitați de concursul cu hăinuțe pentru fetițe de la 3 luni până la 12 luni și nu uitați de concursul cu produsele de la Avon și de la Pharmacy și ce mai este pe acolo, că am mai pus pe acolo câte ceva. Eu vă pup și vă doresc o zi foarte, foarte frumoasă în continuare. Da, până la urmă n-am găsit la Kaufland ce carne de pui căutam, dar avem carne de vită tocată și am luat la Maria niște pâine din asta ca să facem niște hamburgere cu carnea de vită. O să vă arătăm și vouă cum le facem noi. Am luat niște banane, un iaurt, ăsta ne place mult, 10% grăsime, dar este super cremos și super bun. 4 lămâi, o înghețată și o pâinică. Cam asta am cumpărat noi de la Kaufland.